Institutul Național de Statistică a publicat joi un raport referitor la Sistemul Național de Educație. Astfel, în anul școlar și universitar curent învață 3.466.000 de elevi și studenți, în scădere cu 6.200 față de anul trecut. Conform datelor publicate de INS, în anul școlar și universitar 2023-2024, aproape jumătate din populația școlară s-a regăsit în învățământul primar și gimnazial, 46,1%. Față de anul trecut, învățământul liceal și învățământul superior au înregistrat creșterea ale populației școlare de 6.700 de elevi, respectiv 5.900 de studenți. În schimb, învățământul primar și gimnazial, respectiv învățământul profesional, au cunoscut diminuări ale numărului de elevi înscriși în acest an școlar față de 2022-2023, minus 9.500 de elevi, respectiv minus 4.200 de elevi. În anul universitar curent au fost înscriși în învățământul superior 544.600 de studenți, cei mai mulți la specializări precum afaceri, administrație și drept. Rata abandonului școlar a înregistrat în anul școlar 2022-2023 valori între 1 și 1,3%, cea mai ridicată în învățământul primar. În ceea ce privește personalul didactic, sunt înregistrate 245.000 de persoane. Astfel, raportul mediu dintre populația școlară și numărul cadrelor didactice este de 14 persoane la un cadru didactic.